că într-un moment în care între cele două partide care se pun mari, PSD și PNL, în urma deciziilor noastre de astăzi, apare o a treia forță politică, consistentă în teritoriu și care are perspectiva obținerii unui scor foarte bun în alegerile legislative. Acest lucru va însemna consolidarea capacității democratice a Parlamentului României, pentru că deciziile nu se vor mai juca între Modrogan și Chiselev, ci deciziile vor trebui să tragă și prin Nicolae Ionă.